Salut, eu sunt David, iar astăzi, după cum vedeți aici unde se vede cursorul meu, am 12.000 de credite de legendă și din câte știm cu toții cei care se joacă Apex, cu 12.000 de credite de legendă poți să-ți cumperi o legendă. De aceea, m-am decis să cumpăr pe Loba. De ce oare? Pentru că aceasta, în primul rând, e ultima legendă, ceea ce mă bucură foarte mult. Și de ce nu celelalte? Octane și-a damage prea mult și totuși chestia cu 5%. Și după cum vedeți, ea nu are asta. Cum se zicea? Nu are. Nu ia damage așa mult. Așa că da, m-am gândit să. Uitați, acestea au low profile și. Se pare că Loba nu are. Așa că, mai ales că poate să are super puterea aia și îmi place foarte mult, de aceea o voi cumpăra. Haideți să o luăm. Deblocăm legenda cu 12.000 de credite. Sunteți gata? 3, 2, 1. Și gata, ne-am cumpărat noua legendă Loba. Ia să vedem totuși acum dacă chiar. Nu, deci nu are low profile, ceea ce este foarte bine pentru că ne poate ajuta chestia asta. Duceați că nici Octane nu mai are low profile, nu mai e considerat cu low profile. Așa, păi acum că o avem pe Loba, putem să băgăm un match de duos. Hai să ne băgăm și noi aici. E prima oară când jucăm cu Loba, așa că totuși, hai să ne ducem aici la Banner Tracker. Pentru că am câștigat aici un tracker. Season 5 kills. Și le putem pune aici. Așa. Și altceva nu cred că mai avem. Așa că haideți să intrăm noi în meciul ăsta din World Edge. Și să vedem noi cum stau lucrurile. O să jucăm doar un singur meci. Poate doar, nu știu sigur, dar cred că o să dăm win. Asta sper eu din tot sufletul. Dar acum să vedem ce ne aduce sensibilitatea controllerului și tot ce am adăugat. Ce să fi bucurând de asta e default. Dar cred că se bucură totuși cu am pe Loba. Foarte faină chestia asta. Tot că e cam urâtă. Da. Uite că avem și un campion destul de bun, are level 18, cam noob, dar na, hai. I'm the jump master. Don't worry, I'll take care of you. Let's land here. Mă duc acolo pentru că e și trenul și dacă tot o am pe Loba, zic eu că ar fi fain să fac chestia asta. Remember, eyes on the prize. Foarte fain și chestia asta, eyes on the prize. Mai ales că acum o pot folosi pe Loba pentru asta. Chestiile legendare pe care le oferă trenul. După cum vedeți, avem și un inamic. Un inamic cam mic și nu ne place asta deloc. Dar hai totuși să vedem noi. Sper doar că se va opri aici pentru că n-am putut să mă bag la tren. Ce fain e chestia asta. Mi-am luat și sonar. Frag out. Am găsit și chestii faine aici. Ia să luăm noi ghiozdanul pentru că cine zice că nu poate fi util? Cine zice că, opa, stați că am găsit aici armura galbenă datorită Lobei. Datorită abilității ei foarte faine de a găsi. O abilitate faină de a găsi chestii. Uitați, avem aici. Ce?
There's an enemy near me. Deci, cred că vrea să-mi dea kill-ul disperat. Mai sunt și disperați de ăștia. Există și disperați în joc, dar asta e. N-am jucat eu prea bine cu loba. Dar ce mă bucur eu e că am luat-o și sper să mă bucur de ea, pentru că... Da, orice se poate întâmpla, oricând pot să mai găsesc un skin, câte ceva, dar astea mai rămân pe când voi mai primi și eu Apex pack-uri. Păi da, cam atât a fost cu acest episod, nu uita să dați like, subscribe și mai văzut pe acolo, hai v-am lăsat, pa, pa!